Producătorii din județul Giurgiu au ieșit deja pe piață cu miei pe care îi vând cu 25 de lei kilogramul. Cumpărătorii spun că este un preț destul de mare, dar cei mai mulți aleg să cumpere, dacă nu un miel întreg, măcar jumătate sau un sfert de miel. Cei mai precauți au preferat să cumpere din timp pentru a se pregăti așa cum se cuvine de Paște. E frumos dacă am scump. Se pare scump? Scump, foarte scump pentru noi, dar ce să facem? Și cum l-ați ales? Am ales și noi mititel așa. Sunteți mulțumită totuși de el? Așa, că e mic, că e mai mare. Fiecare an? Am luat așa de regulă, dar nu erau scump ca anul ăsta. Mai scump e anul ăsta. N-ați mai așteptat până spre sfârșitul săptămânii? Nu am mai așteptat, că n-am mai... când să mai venim. Am cumpărat mine, da. Cum vi se pare prețul? Da, am vrut tot așa. La prețul de zâncată, e o diferență de... 10 lei. 10 lei, față de anul trecut, față. Luați în fiecare an miel? Da, în fiecare an. Respectați avem tradiție? Da. Avem tot. Ce vă place, ce prepara vă place cel mai mult din miel? Drobă. Drobă și fritura miel, dar rece. Mielul am luat de dimineață, foarte scump pentru și totuși perioada asta. Am luat, dar am luat cantitate mai mică, adică o jumătate la 5 kg. Ce preparați din miel? Ciorbă de miel, drob, friptură. Chiar dacă au venit la piață doar de o zi, producătorii se declară mulțumiți de vânzări. Ei au decis să păstreze prețul de anul trecut și cred că sunt avantajați și de faptul că în această perioadă sunt plătite pensiile, dar și salariile bugetarilor. Binișor. De când ați venit cu miel? De ieri. Și ați vândut ceva? Și ieri. Surprinzător, față de anul trecut a fost mai bine ieri, față de anul anterior. Cumpără oamenii mai mult? A fost prețul mai mare anul trecut? Același preț a fost și anul trecut. Probabil după posibilități, acum se mai ia și pensiile, a picat mai bine decât anul trecut, poate. Spune și ce preferă oamenii, miei întregi sau mai mult? Mai mult sferturi, mai mult sferturi. După posibilități, probabil. Mai mari, probabil, n-au posibilitate să ia. Oferta este destul de bogată, sunt expuși pentru vânzare miei de toate mărimile, iar giurgiuvenii au de unde alege. Important este să și aibă bani suficienți. Miei sunt expuși cu ștampilele medicilor veterinari la vedere, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite toate condițiile sanitar-veterinare și de igienă necesare.